Dragii mei, frați și surori, iubiți prieteni și oaspeți în această seară, după cântările înălțătoare și binecuvântate de cel atotputernic, stăm în fața Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu, din care credem din toată inima că și în seara aceasta Dumnezeu ne poate vorbi. Amin. Ori de câte ori suntem într-un astfel de cadru, să știți că sunt câteva aspecte care trebuie activate. 1. Dorința și 2. Sinceritatea. Și oriunde Dumnezeu găsește dorință și sinceritate, e credincios și drept să coboare, să-și facă partea și pe mai departe. Și aici să nu ratați aminul, Doamne ajută-ne pe toți. Vreau să vă citesc un cuvânt din Scriptură care se găsește scris la Marcu, capitolul 9. Și voi citi de la versetul 14 până la versetul 29 inclusiv. Unul dintre cele mai grele momente pentru un predicator este să aleagă subiectul de predică. Și mai ales în perioada asta în care predicăm aproape seară de seară, te zbați de numai ce ar fi mai potrivit. Mi-a pus Dumnezeu acest cuvânt pe inimă în această seară pentru noi, pentru sufletele noastre, chiar dacă e sub un titlu în ediția Cornilescu mai ciudat și mai îndrăzneț, știu că și de aici Dumnezeu ne poate vorbi. Marcu, capitolul 9, începând cu versetul 14, Biblia spune așa. Când au ajuns la ucenici, au văzut mult norod împrejurul lor și pe cărturari întrebându-se cu ei. De îndată ce a văzut norodul pe Iisus, s-a mirat și a alergat la el să îi se închine. El i-a întrebat, despre ce vă întrebați cu ei? Și un om din norod i-a răspuns, învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh mut. Oriunde îl apucă, îl trântește la pământ. Copilul face spume la gură, scrâșnește din dinți și rămâne țeapăn. M-am rugat de ucenicii tăi să scoată duhul și n-au putut. O neam necredincios, le-a zis Iisus, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l la mine. L-au adus la el și cum a văzut copilul pe Iisus, duhul a scuturat cu putere, copilul a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spumă la gură. Iisus a întrebat pe tatălui, câtă vreme este de când îi vine așa? Din copilărie a răspuns el. Și de multe ori duhul a aruncat când în foc, când în apă ca să-l omoare. Dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Iisus a răspuns, tu zici dacă poți, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Când a văzut Iisus că norodul vine în fuga mare spre el, a mustrat duhul necurat și i-a zis, duh mut și surd, îți poruncesc să ieși afară din copilul acesta și să nu mai intri în el. Și duhul a ieșit țipând și scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau, a murit. Dar Iisus l-a apucat de mână și l-a ridicat și el s-a sculat în picioare. Când a intrat Iisus în casă, ucenicii lui l-au întrebat deoparte, noi de ce n-am putut să scoatem duhul acesta? Acest soi de draci, le-a zis el, nu poate ieși decât prin rugăciune și post. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Mă simt bucuros să fiu împreună cu dumneavoastră în această seară aici, în Biserica Domnului Betel din Oradea. De asemenea, mă simt bucuros să-i revăd pe frați, pe frații păstori și slujitori. Cu unii dintre ei m-am întâlnit nu demult. Totodată mă simt bucuros să revăd pe oamenii dragi inimii mele, pe frații Strugariu și familia Gontaru. Acum familia Gontaru m-am întâlnit de asemenea nu demult. E o bucurie ori de câte ori putem să stăm în prezența Cuvântului lui Dumnezeu, în jurul cântărilor frumos cântate și înaintea unui Dumnezeu care ne cunoaște pe fiecare în parte. Pentru că, dragii mei, vreau să subliniez și de această dată că predica aceasta e pentru noi cei prezenți. Noi ca și români întotdeauna parcă avem așa tendința să spunem, bă, ce bine ar fi prins la cutare dacă era aici. Să știți că Dumnezeu niciodată nu face lucruri la voia întâmplării și faptul că suntem în locul acesta, Dumnezeu a organizat în așa fel lucrurile încât să ne mai vorbească nouă personal.
Și întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu e o sabie cu două tăișuri și să știți că prima dată taie în predicator, apoi vine și la dumneavoastră, așadar putem să luăm la pachet împreună în seara asta cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, activând, așa cum vă spuneam mai devreme și o repet încă o dată în mod conștient, dorința noastră ca Dumnezeu să ne vorbească. M-am uitat la frații care stau în picioare acolo în spate, vă mărturisesc sincer că de câteva ori, ca să fiu solidar cu dumneavoastră, mi-a venit să mă ridic și eu. Vă apreciez mult și Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească osteneala asta. Pentru că, dragii mei, totodată oameni care, uite, unii stau în picioare, alții pe bancă, pe scaunul bisericii, dar prinde dorința ca Dumnezeu să ne vorbească și totodată, extrem de important, foarte sinceri. Să stăm cu sinceritate în fața cuvântului sfânt al lui Dumnezeu. La finalul acestui cuvânt, fiecare dintre dumneavoastră veți putea să vă faceți o analiză din nou asupra vieții pe care o trăim înaintea lui Dumnezeu. Nu contează că suntem aici penticostali, baptiști, ortodoxi, creștini după Evanghelie sau de ce denominațiune veți mai fi aici. Cel mai important lucru e că suntem toți înaintea aceluiași Dumnezeu mare care ne vede și care ne cunoaște în detaliu pe fiecare dintre noi și pentru asta nu pot să zic decât glorificat să fie în numele Domnului. Acum e la modă să caut subiecte de predică așa noi, care nu s-au prea spus, care nu s-au prea predicat, care să atingă într-un fel, să fie acel nou, acel lucru care produce o oarecare senzație. Bă, n-am mai auzit așa ceva. Eu în seara asta risc să vă predic despre unul dintre cele mai tocite subiecte de predică care e atât de uzat și atât de tocit, atât de vorbit, atât de cântat, atât de povestit, dar din păcate, dragii mei, suntem atât de restanți și am să vă vorbesc despre o luptă extrem de puternică pe care omul o dă în interiorul vieții lui, și anume lupta cu necredința. Tocit subiectul ăsta maxim. Noi ca și oameni suntem extrem de specialiști în a masca lucrurile, în a le cosmetiza într-un mod cât se poate de bine, în a le aranja în așa fel încât să nu dea pe din afară, încât să fie extrem de bine la exterior, deseori nu mai suntem atenți la cum e interiorul și ia ca așa o ducem de vreo 20, 30, 40 de ani. Iar interiorul ăsta pe care noi deseori îl fardăm și îl mascăm ca în exterior să dea impecabil, pune de foarte multe ori un zid de despărțire între noi și Dumnezeul care poate să oprească furtunile. Între noi și Dumnezeul care poate să mai strige din cer victorie. Biblia vine și spune un lucru, căci fără credință, e cu neputință ca cineva să poată să-L vadă pe Dumnezeu. Cei care suntem aici avem nevoie să-L vedem pe Dumnezeu în atâtea contexte, în diferite momente ale vieții. Mai ales atunci când se zgudie totul în jurul nostru, când nu mai deții controlul lucrurilor, cel mai tare îți dorești ca să-L vezi pe Dumnezeu, într-un fel sau în altul. Vrei ca Dumnezeu să vină și să-ți spună o șoaptă, să-ți șoptească într-un fel, uite, eu-s lângă tine, eu nu te las, eu-s cu tine, o să fie bine. Și chiar dacă n-ai soluție, pentru că e credința în interior, să poți să spui eu merg înainte cu foarte multă demnitate. Dar, dragii mei, oamenii au devenit mai specialiști în a-și masca necredința din interiorul lor decât să lupte ca acea credință care vine din Dumnezeu să fie întotdeauna interior-exterior în fiecare moment al vieții noastre. L-am tot zis pe un prieten, l-am făcut vedetă pe prietenul meu care toată lumea lăuda, care are cea mai frumoasă mașină, că cea mai bună mașină. Și puteai să-ți faci freza în mașina lui, în capota mașinii, tot timpul strălucea curată, impecabilă, dar când intrai în interiorul mașinii, ți era rău. Eu am riscat odată intrând la el în mașină, lăudându-l și eu la alții, datorită faptului că mașina lui era mereu cosmetizată pe exterior într-un mod impecabil, că dacă vrei să cumperi o mașină bună și extraordinară și îngrijită, să o iei de la prietenul meu.
Și când am intrat odată în mașina lui, m-am șocat, punci, snacks-uri, chipsuri prin toate portierele, semințe pe la schimbător. Mă, m-am riscat și am ridicat covorașul, gumă Kinder Bueno lipit acolo și m-am uitat la el șocat, că el știa că eu lăudam că are o mașină extraordinară și acum și-i plăcea și niciodată nu zicea, bă, nu-i chiar așa, tot timpul dădea din cap și aproba și, da, mă, eu cel mai tare, așa e mașina mea tot timpul. Și acum fața aia așa de dezmerit, băga capul în pământ, s-a uitat la mine și cumva așa un pic cu colțul gurii, a zis, frate Alin, pruncii. Pentru că noi ca și oameni păcălim deseori oamenii cu exteriorul nostru. Venim în bisericile noastre și încă o dată repet, activați-vă doar sinceritatea, pentru că la final vrem să plecăm cu un Dumnezeu glorios în inimile noastre, mai puternic, mai tare și în casele noastre plin de credință că Dumnezeul nostru rămâne un Dumnezeu puternic. Deseori ca și oameni venim în biserică și cântăm Dumnezeul nostru e mare. Dacă v-aș întreba în seara asta, nu prea îmi place mie să fac probe din astea de la amvon, dar totuși risc în seara asta, câți dintre dumneavoastră credeți, cum zicea Stelică, dacă la noapte plecăm din lumea asta, vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu, ridicați o mână sus. Ia să văd, câți credeți? Îi apreciez pe ea sincer care nu ridică. Ei, ăștia care v-ați riscat să ridicați mâna în seara asta, știți cât e de puternică credința asta? Să crezi că ajungi în cer. Bă, să crezi că ajungi în cer, e una dintre cele mai înălțătoare credințe, adică e la apogeu, e undeva sus credința faptului că ajungi în împărăția lui Dumnezeu. E ceva spectaculos. Cei care ați ridicat mâna, ce ziceți dumneavoastră dacă aveți nivelul ăsta de credință și credeți că ajungeți în cer? Dacă noi am trebuit să ne rugăm în seara asta pentru o mamă cu cancer, și ne rugăm plin de credință, pe credința aia pe care am ridicat mâna că merem în cer și mai apoi o trimitem pe mamă mâine la spital să-și facă analizele și să nu mai aibă absolut nimic. Și noi spunem, du-te că noi credem și noi să credem și să stăm mai apoi relaxați că analizele vin bune. Știți ce se întâmplă de cele mai multe ori? Când de fapt nu e așa cum noi am crezut, am devenit specialiști în a ne masca și a ne justifica necredința. Bă, noi chiar. Odată mă sună un frate și zice, frate Alin, vii te rog frumos până la mine acasă să faci o rugăciune. Te rog, îți bolnav, te rog, vino să-mi faci o rugăciune, să-mi faci ungerea. Mă duc la el acasă și la un moment, eu îl cunoșteam. La un moment dat, era numai vorba de el în multe aspecte. Și intru la el în casă, iau sticluța, mă duc în fața lui și aveți ceva de mărturisit? Nu, frate Alin. Acum vreau să vă întreb, credeți că Iisus Hristos vă poate vindeca? Cred. Credeți că Iisus Hristos vă vindecă? Cred! Eu am luat sticluța, l-am uscut de lemn și am zis, am pus mâna pe el, Doamne Iisuse, fă după credința lui, amin. Și am plecat. Mă sună după câteva ore un prieten, Alin, unde ai fost? La un frate. Știi ce mi-a zis? Nici Nemeș nu mai aici a fost. El s-a așteptat, eu să strig mai tare ca el. Doamne, te rog, nu lăsa să fie, Doamne, ține-l, vindecă-l. Eu l-am întrebat simplu, crezi? Cred! Uitați-vă la tatăl ăsta din Biblie. Vine la un moment dat și spune, ascultați cum zice Biblia, cu lacrimi, cred, Doamne, cu lacrimi. Bă, când îl vezi pe un om că spune cu lacrimi, cred, Doamne! Și mi l-am imaginat pe Iisus Hristos, permiteți imaginației mele, s-a uitat Domnul la el un pic mai lung, mă! Dintr-o dată s-a resuscitat. Adică m-am gândit mai bine, ajută totuși necredințe mele. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă bine, una dintre cele mai puternice lupte pe care omul o ține în interior și nu o scoate, e lupta cu necredința. Și în momentul în care nu rezolv problema interioară, ca acea credință pe care o manifestăm în exterior să fie în interior, să vină dintr-un interior curat, sfânt, după voia lui Dumnezeu, diavolul jubilează. Știe că atunci deseori omul e doar apă de ploaie, că zice, dar de fapt nici el nu crede, că el cântă, dar de fapt nici el nu crede, că vestește ceva, dar de fapt nici el nu crede. Și nu stăm decât pe un tărâm înșelător pentru sufletele noastre. Dar întotdeauna când Dumnezeu găsește un om care e plin de credință interior-exterior, uitați-vă în Scriptură, cu astfel de oameni Dumnezeu a mai scris istorie. Generația noastră, casele noastre, pruncii noștri mai au nevoie de oameni plini de credință înaintea lui Dumnezeu.
Oameni care atunci când se prăbușesc înaintea Marelui Stăpân, Dumnezeu e acela care mai pornește și mai mișcă cerul, să se mai vadă pe pământul celor din generația noastră că Dumnezeul nostru e viu, că nu-i poveste, că nu-i legendă, că Iisus Hristos a rămas Domnul, că și în generația asta Hristos are toată puterea. Dar, dragii mei, pentru asta omul trebuie să-și rezolve problema aia interioară cu necredință, care, încă o dată repet, deseori o maschează într-un mod extraordinar, deseori o așează atât de bine să nu se vadă în exterior. Știți care e partea grea și ciudată? Că noi care deseori vorbim de credință, 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 necredința noastră se vede în momentele limite ale vieții. În momentele alea în care ai nevoie ca cineva să te întărească și când nu-i nimeni lângă tine, rămâne doar Hristos și coboară Dumnezeu lângă tine în mintea și în inima ta și îți spune: auzi, tu n-ai soluție, toată lumea dă din numeri, du-te înainte cu zâmbetul pe buze, că eu, Tatăl tău din cer, mai am o soluție. E momentul ăla în care Hristos coboară lângă tine și îți spune: eu nu te las. Dar din păcate sunt prea mulți oameni care vorbesc de credință, care cântă de credință, care cred, spun ei cu gura, într-un Dumnezeu mare și în situațiile limite ale vieții, la un moment dat se blochează. În situațiile limite ale vieții nu mai știe încotro să o ia. În situațiile limite ale vieții, tata, care altă dată vorbește de credință, se plimbă prin casă și stresat. Ceea ce exprimi în exterior să se vadă, să fie din interior. Tocmai zic de un prieten. Și pe ăsta l-am spus: bă, te zic să învață și să învețe și alții de la tine. Că la un moment dat, prietenul ăsta meu a zis, eu am zis: bă, vezi că viața ta nu e așa cum tu o exprimi. Viața ta e parătură de multe ori. Nu-i, frate, Alin, zice, tu nu știi inima mea, tu nu știi interiorul meu. Nu mi-e frică, zicea el, nici de ursul din pădure. Asta era expresia lui: nu mi-e frică nici de ursul din pădure. Și avea el așa o expresie: cu Dumnezeul meu trec biruitor peste toate. Unii oameni se auto întăresc doar prin niște slogane, numai că atunci când sloganul ăla nu e stil de viață, ține până la prima ploaie. Și la un moment dat mă întâlnesc eu la 130 de kg, înalt, mare, 2 metri și 10, mă întâlnesc cu el și soția lui îmi spune: frate Alin, pot să spun ceva? Da. Și muntele ăsta de om stă undeva într-un colț cu capul plecat și îi spune la nevastă sa: nu îi spune. Și au zis: bai, spun? El: te rog, nu-i spune. Mă, nu vinea să cred. N-ai cum. Ăsta care nu-i frică. Zicea: eu splin de credință. Nu mi-e frică nici de ursul din pădure. Dumnezeu tot timpul e cu mine. Păi zic: bă, fii atent că interiorul nu-i cu, ca și cu exteriorul. Ascultă, că eu îl cunoșteam. Și la un moment dat zice nevastă: frate, lui nu-ți povestesc. Lasă să știe, zice. La un moment dat s-o simți rău, bărbatul meu. Ne-am dus la doctor, i-au făcut primele analize. Când a venit doctorul cu analizele, doamna doctor, o doamnă doctor, când a venit cu analizele, al meu, zice, ăsta plin de credință, care nu-i frică nici de ursul din pădure, să plimba prin cabinet și nu m-a frecat mâinile și nu m-a să plimba în stânga, în dreapta. Și la un moment dat doamna doctor intră și zice: vă rog, luați loc. Nu, eu rămân în picioare, făcea. Imaginați-vă momentul, i-am povestea și eu mă uitam la el, muntele ăsta de om cu capul plecat și îi spunea așa în șoaptă: ți-am spus să nu-i spui. La un moment dat zice doamna doctor, ne pune la masă, la biroul dumneaei, eu m-am așezat lângă doamna doctor și spune așa: îmi pare rău că trebuie să vă dau o veste tristă. După primele analize, sunteți suspect de cancer. Și muntele ăsta de om care spunea că el e plin de credință și că nu-i frică nici de ursul din pădure, de stresul veștii pe care a auzit-o, leșină și cade jos, o prăbușit. Nevastă s-a continuat și îmi spunea: frate Alin, imaginează-ți momentul. Nevastă s-a 50 de kg cu tă cu haine. Eu nu mai știu în generația asta dacă 50 de kg e grasă sau slabă. Nu mai știu. Și la un moment dat îți imaginează-ți că eu cu doamna doctor amândouă nu făceam kilogramele lui și ne-am dus și am început să tragem de el și el știa. De asta care zicea tot timpul că nu-i frică nici de ursul din pădure, că el e plin de credință, că noi îl vedem nu știu cum, dar de fapt interiorul lui e extraordinar. Trăgeam de el și îi spuneam: bă, fricosule, necredincios, cu alte cuvinte, hai sus că o zis doamna că ești numai suspect. O să-ți dai seama dacă chiar pune diagnosticul de cancer. O să-ți nu mai ești mai în capăt. Eu m-am uitat la el și am zis: no, cum e că te-ai întâlnit cu ursul? Uite cum a venit ursul să-ți arate că tu nu ești așa precum te dai. Știți? Uneori Dumnezeu ne pune în situații limită.
Să se mai vadă omul cum e el. Să mai vadă omul că credința e un proces permanent care poate să aibă loc doar dacă omul se ține strâns legat de Dumnezeu în fiecare zi a vieții lui. Doar dacă omul se ține strâns legat de un Dumnezeu suveran și îi spune: Doamne, eu vreau să rămân cu tine până la final. Altfel, dragii mei, fără de o trăire strâns legată de un Dumnezeu mare, oamenii se joacă de-a credința și în fața situațiilor limită nu vine nimeni. Și uite așa, poate crești generații, crești copii lângă părinți stresați, lângă mame stresate, lângă tați stresați, care cântă la biserică, cred în Dumnezeu ca tată. Și Biblia spune cum se îndură un tată. Păi dacă crezi în Dumnezeu ca tată, în momentul cel mai limită din familie te-ai prăbușit jos și îi spui: Doamne, știu că Tu vei rămâne cu mine, te ridici în picioare și îi spui copilului tău: sunt plin de credință că Dumnezeu mai are o soluție. O, atmosfera asta, dragii mei, e pierdută din multe vieți. E pierdută din multe generații. La un moment dat încercăm, ca și tatăl ăsta din Biblie, cu lacrimi. El a crezut că lacrimile, care sunt foarte bune, dar dacă sunt cu scop meschin, nu ajută la nimic. Că lacrimile astea îl vor păcăli pe Iisus. Cu lacrimi au strigat: cred, Doamne! Nu știu că s-a uitat Domnul la el bine, totuși ajută necredințe mele. Pentru că, dragii mei, necredința așa are câteva rădăcini și am să vă arăt trei rădăcini mari și late de care trebuie să fugiți, pe care trebuie să le scoateți din viață, să nu se înrădăcineze acolo necredința. Așa, ascultați, primul lucru care face ca necredința să se așeze în inimă și omul doar să joace un teatru al credinței e nesiguranța omului în relația lui cu Dumnezeu. Atenție, notați asta. Nesiguranța omului în relația lui cu Dumnezeu. Când vine furtuna, știți ce se întâmplă prima dată? Omul începe să se gândească: eu-s bine cu Dumnezeu sau nu-s bine? Când terapia intensivă la un moment dat te duc ăștia pe targă, primul lucru, știi, te gândești: bă, oare Dumnezeu pe mine mă mai ascultă sau nu mă mai ascultă? Nu mai e sigur! Nesiguranța asta e atât de iubită de diavolul, e atât de întreținută și de apreciată de iad. Bă, rămâi așa, nesiguranța aia. Că nesiguranța aia în momentele limită produce necredința aia. Și spui: bă, eu mai sunt cu Dumnezeu sau nu mai sunt cu Dumnezeu? Ca prietenul meu, până a venit ursul numit cancer, bă, mai sunt sau nu mai sunt cu Dumnezeu? Și diavolul se luptă ca omul să aibă o relație cu Dumnezeu foarte nesigură. Și relația cu Dumnezeu se creionează într-un mod nesigur în momentul în care omul, atenție mare, trăiește înaintea Domnului în sincope. Astăzi cu Dumnezeu, mâine cu lumea. Azi cu Dumnezeu, mâine cu lumea. Azi cu adevărul, mâine cu minciunile. Azi cu sfinții, mâine cu vagabonzii. În momentul în care omul trăiește în sincopele astea, în momentul, pentru că Dumnezeu iubește constanta. Dumnezeu iubește trăirea aia constantă. Dumnezeu iubește când omul se ține de el în fiecare zi a vieții lui. O, când omul a se ține mâine, nu se mai ține, a se ține mâine, nu se mai ține, se produce așa, acea nesiguranță. Bă, oare eu mai sunt cu Dumnezeu sau nu? Și vine încercarea și vine momentul cumplit și dezastros. Și încep să tremur și să spui: eu nu sunt sigur că pe mine Dumnezeu mă mai aude. Dar de ce? Pentru faptul că în viață m-am tot jucat cu sincopa și nesiguranța s-a așezat în inima mea. Da, că totul e bine, când mașina e mașină, banii-s bani, casa-i casă, familia toți sunt foarte bine, în momentele alea, omul zice: eu sunt cu Dumnezeu, eu poate v-am mai spus odată. Și încă o dată o repet și vă rog, țineți minte, necredința sau credința se vede în situațiile limite ale vieții. Nu în situațiile alea în care le deții controlul, aia nu-i credință. Ăla e harul lui Dumnezeu. Care te ține, să deții tu controlul. Îți face Dumnezeu harul să deții tu controlul vieții o bucată de vreme. Când tu nu mai deții controlul și trebuie activată credința aia extraordinară, că nimeni nu merge în cer prin controlul lui. Toți mergem prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Adică tot timpul și toate se leagă de credință. Dar când omul are viața aia de sincopă, azi cu Dumnezeu, mâine cu lumea, astăzi vorbesc numai de bine, mâine o mai dau și cu boltă, că e fain. Astăzi, în momentul în care omul are sincopa asta,
are oscilarea asta, ascultați-mă bine, pe nesimțite, fără să simțiți, în inimă se pune necredința. Pentru că atunci când stai în fața situațiilor limită, tot filmul vieții trece. De ce să mă agăț ca Dumnezeu să aibă milă și de mine? Și când îți dai seama că tu ai avut o viață, uite, așa oscilantă, zici, no, nu prea am de ce să mă agăț. Nu cred că Dumnezeu mă mai aude. Se mai produce nesiguranță, ascultați-mă, se mai produce nesiguranță în inima omului când omul, atenție, notați, îl crede pe Dumnezeul culturii și nu pe Dumnezeul Scripturii. Generația în care noi trăim e generația care crede din ce în ce în tot mai mult într-un Dumnezeu al culturii. E generația în care crede din ce în ce în tot mai mult într-un Dumnezeu al vremurilor noastre. Și pierdem. Dumnezeul Scripturilor, Dumnezeul Bibliei, rămâne în orice vreme în picioare, glorie lui Dumnezeu. Dar omul își creionează un Dumnezeu al vremurilor lui ca să fie bine. Bă, așa e acum, zice. Ba mai mult aud deseori, așa au fost la noi, așa au fost la noi acasă. Și la un moment dat mai vine câte unul cu pieptul scos, bă, ăsta a fost Dumnezeul lui tata. Fals. Ăsta a fost Dumnezeul Bibliei. Și dacă cumva a fost și al lui tata, glorie lui Dumnezeu pentru asta. Pentru că la un moment dat credem într-un Dumnezeu creonat de oameni, după chipul și asemănarea lor. Și când nu mai stai să-L vezi și să-L crezi pe Dumnezeul Bibliei, care rămâne în picioare, în momentele complicate ale vieții, se așează necredința. N-ai de ce să te agăți, totul e șubret. Dumnezeul Bibliei rămâne atotputernic. În momentul în care iei Biblia și începi să-L crezi pe Dumnezeul Bibliei, știi ce spune Dumnezeul Bibliei? Să-ți iubești toți dușmanii. Dumnezeul vremurilor noastre spune să-ți iubești prietenii. Bă, fii bun cu toți care îți fac. Nu întoarce rău pentru bine. Dar pentru rău ce să faci? Și vine Dumnezeul Bibliei pe care noi trebuie să-L trăim. Pe Dumnezeul Bibliei trebuie să-L trăim. Pe Dumnezeul Sfintelor Scripturi trebuie să-L trăim. Nu pe Dumnezeul închipuirilor cuiva. Nu pe Dumnezeul impresiilor cuiva. Nu pe Dumnezeul creonat de cineva. Pe Dumnezeul Bibliei. Și când cineva îl creonează pe Dumnezeu ca în Biblie, nu ne rămâne decât să zicem glorie lui Dumnezeu. Pe Dumnezeul Bibliei care rămâne întotdeauna în picioare. Dar când omul crede mai mult pe Dumnezeul vremurilor și a societății noastre, acolo încet, încet, diavolul pune necredința. Că Dumnezeul vremurilor în fața situațiilor complicate dă din numeri. Dumnezeul Bibliei rămâne în picioare. Dumnezeul Bibliei spune să-ți iubești dușmanii, spre exemplu. Da, a Bibliei. Și când începi să-ți iubești dușmanii, bă, și la un moment dat îți vine pe unii să-i trimiți și să nu-i mai aduci, dar trebuie să-i iubești, n-ai ce să faci. Aveam noi într-o perioadă pe unul care ne tot scria comenturi urâte pe internet. Bă, toți ne întrebam, bă, tu nu știi cine e ăla? Bă, nu știi cine e ăla? Nu știi. Mie, erau mai mulți. Bă, nu știi cine e ăla? Nu știu. Bă, era unul neterfelea pe care ne prindea, sub conturi false. Bă, cine să-i am? Eu la un moment dat plec în Irlanda, bă, dar toți ne-am zbătut, și eu m-am zbătut. Am zis, bă, nu știu, dacă dau de el îi spun, bă, un pic de rușine, chiar așa. Bă, într-un halfăr, nici nu ne cunosc, nici nu știi cine sunt, ai tu ceva de zis, tot timpul ai tu ceva de zis. Și eu mă imaginam, bă, nu, să nu mă întâlnesc cu el, că poate îi spun ce n-ar trebui să-i spun, bă, nu-i bine. Într-o zi mă duc în Irlanda, mă pun în avion, am prins loc așa lângă culoar, lângă mine un tânăr, un băiat, la un moment dat trage ăsta de nas. Bă, o fi cu COVID, te trăgea de nas. Eu mi-am scos să citesc, am început să citesc și mă laud. Frate Aline, opa, ai de-a nostru. Frate Aline, te rog, mă uile, te rog să mă ierți. Ce s-a întâmplat? Zic, dar n-am de ce să vă iert, cine sunt? Eu sunt la care am scris comentariul urâte de voi pe YouTube. Prima mea reacție, no, te-am prins, prietene. N-ai mai avut o predică de 3 ore până la Dublin în viața ta? Da, de unde? Știți cum m-a muiat Dumnezeu și Salim? Eu nu ți l-am dat pe mână să crezi într-un Dumnezeu al vremurilor tale. Tu predici un Dumnezeu al Bibliei. Ce ar face Hristos acum? Frate Alin, nu știu cum să mă revanșez.
Bem um café no aeroporto. Am zis, bem și eu o plătesc. M-am pus cu el la cafea, mă uitam în ochii lui și mi-aduceam aminte de anumite comenturi alea care te terfeleau. Ultima mea întrebare a fost, te-ai pocăit? Da, da, da. Știți, i-am spus acelui tânăr și i-am promis, ori de câte ori mi-aduc aminte de tine, am să te pomenesc în rugăciunile mele. Mi-a spus plângând cu lacrimi în ochi, eu am crescut în casa de copii. La 14 ani mi-am auzit pentru prima dată numele, când m-a strigat o îngrijitoare că a venit mama să mă vadă. N-am știut cum să reacționez, să o iau în brațe, să nu o iau în brațe. Frate Alin, eu n-am avut o viață ușoară și tot ce am făcut era din interiorul meu zbuciumat. Te rog, iartă-mă, mă poți ierta? Și am zis, da. Mă las să te iau în brațe? Și am zis, da. M-a ținut preț de câteva momente în brațe și a zis către mine, promit că și eu am să mă rog pentru tine. Știți ce mult contează ca în viață să trăiești după Dumnezeul Bibliei? Nu după Dumnezeul culturii noastre? Dacă trăiești după Dumnezeul Bibliei, se așează credința. Dacă trăiești după Dumnezeul culturii, se așează, exact când nu simți, ciudata necredință. Pe de altă parte, dragii mei, această necredință și șubrezirea relației cu Dumnezeu se mai așează în momentul în care omul pur și simplu nu mai are disciplină. Că poate vă întrebați uneori, bă, de ce sunt fără credință uneori? Zic de credință, dar nu sunt. Păi de aia, pentru că uneori trăiesc oamenii în sincope și în oscilații. Pentru că îl cred uneori oamenii mai tare pe Dumnezeul vremurilor, nu pe Dumnezeul Bibliei. Știți cum arată, mai permiteți-mi aici un exemplu, știți cum arată Dumnezeul Bibliei? Hai să vă arăt. Care tot timpul când îl crezi, trăiești victorii. Ce a zis Iona? Iubesc exemplul ăsta. Încă 40 de zile și cetatea Ninive va fi nimicită. Dar Dumnezeul Bibliei nu-i polițistul de serviciu care să-i trăznească pe oameni. Nu. Cum zic unii, bă, ține-te bine că dă Dumnezeu cu tine de pământ. Nu, să nu-i credeți. Dumnezeu nu dă cu nimeni de pământ. Imaginați-vă că ăștia au crezut în Dumnezeul cel adevărat și credința lor în Dumnezeul cel adevărat la niște bărbați care nu deosebeau stânga de dreapta, au zis, bai, să căutăm sacul și cenușa. Bă, tu ești zdravân? Pentru ce? Că Dumnezeul Bibliei e bun cu noi. Bă, dar unde vezi tu bunătatea? Că au zis, încă 40 de zile și cetatea va fi nimicită. Unde vezi tu bunătatea acestui Dumnezeu? Ăla care nu deosebea stânga de dreapta, ascultați cât de deștept a fost. Dar pentru tine ce sună încă 40 de zile? Avea nevoie Dumnezeu de 40 de zile să ducă artileria grea în cer. Bă, cu ce să dau pe ăștia? Nu. Dumnezeul Bibliei e Dumnezeul care îl așteaptă pe om să se întoarcă de la păcatul lui. Ăsta e Dumnezeul Bibliei. Când crezi în Dumnezeul creonat de unii, la un moment dat tremuri și zici, Dumnezeu pe mine nu mă mai ascultă, fals! Crede-L pe Dumnezeul Bibliei, care ori de câte ori strig un nenorocit, Domnul ce face? Glorie lui Dumnezeu pentru asta. Dar ca să nu se șubrezească relația pe lângă faptul că nu trăiești în oscilații, pe lângă faptul că îl crezi pe Dumnezeul Bibliei, e extrem de important să ai disciplină. Da. Se caută foarte mult predicatori motivaționali, eu am făcut parte din trei, pe alocuri mai ies pe acolo. Să le spui la oameni, să-i atingi la sentiment, să fie bine, că mai ales la evangheliști cam asta e. Să fie bine, să scape o lacrimă, să... Da, e foarte bine. Da, Dumnezeu și El lucrează cu sentimentul. Dar, dragii mei, oamenii aleargă după motivație, motivație, motivație. Și când nu mai există motivație, ce-i? Disciplină. Că la un moment dat îi aud pe oameni care vin și spun, nu mai cred că Dumnezeu mă poate asculta. De ce? Am o nesiguranță, dar de ce s-o pus necredința asta? Pentru că omul n-a mai fost disciplinat în trăirea cu Dumnezeu. Care dintre dumneavoastră mergeți mâine la lucru sau joi la lucru că sunteți super motivați? Sau ce copil pleacă dimineața la școală la ora 8, lunea? Că noi și așa suntem din neam de poeți și știm să zicem că lunea nici arba nu crește. Cine pleacă super motivat lunea dimineața la școală? Nimeni. Dar știți de ce se duc copiii la școală? Bravo! O să ajungi o mare.
Dar știți de ce pleacă oamenii la școală, fiecare copii la școală în fiecare dimineață? Pentru că sunt disciplinați. E o disciplină asta. Vine câte unul și zice, auzi, eu nu mai citesc din Biblie, că nu mai simt, bă, nu mai vibrez ca altă dată. Și când nu mai citești pe Dumnezeul Bibliei, ajunge în acel moment de impas în care zici, ok, încotro o iau, nu mai pot să fac nimic, totul e praf. Încotro o iau. Și la un moment dat, pentru faptul că nu mai ai disciplină, Dumnezeu nu-ți mai poate vorbi. Tu vrei tot timpul motivat să simți, să simți, să simți. Dacă nu simți, nu te rogi. Dacă nu simți, nu mergi la biserică. Dacă nu simți, nu mai faci o faptă bună. Îl mai aud pe câte unul, bă, frate Alin, n-am simțit, bă, aș fi făcut, da, trebuia, era nevoie, dar n-am simțit. Și vor toți ca Dumnezeu să vină ca un buldozer, du-te, bă, mai fă și tu ceva. Nu, știți? Că viața de credință e o disciplină permanentă pe care omul trebuie să o aibă. Și în momentul în care nu ai, se așează necredința. Am spus deseori ce vă spun acum, poate am mai spus și aici, dar cuiva cu siguranță prinde bine. Eu am trăit un moment excepțional în viața mea. Aveam vreo 13 ani și în satul bunicii mele moare un tată la vreo 7-8 copii. Bunica mea împreună cu alte surori din biserică s-au hotărât să-i ducă de mâncare în fiecare zi pe rând acelei familii care au rămas orfani de tată. Eu mă jucam cu prietenii mei și cu verișorii mei și bunica mea vine și îmi spune, Alin, tu iei plasa asta și te duci și o duci la familia aia și o pui în gard și pleci mai departe. Nu simțeam să fac asta, nu eram motivat cu nimic să fac asta, nici nu-i cunoșteam bine, nu mă interesa să fac asta, dar cunoșteam și înțelegeam disciplina ascultării. Și dintr-o disciplină ascultării am luat plasa lui bunica și am târât-o pe praful din sat, așa după mine, ba mai pe sus, mai pe jos, că era destul de grea, și am dus-o până în mijlocul satului și am pus-o în gard și am plecat mai departe. Și Dumnezeu peste ani mi-a dovedit că întotdeauna când faci lucruri excepționale, chiar dacă nu simți, dar le faci într-o disciplină sfântă, Dumnezeu niciodată nu uită. Eu am ajuns într-un moment greu al vieții mele, în care parcă nu mai credeam nimic. Nu mai simțeam nimic, nu mai credeam nimic. Eram undeva în Occident, trebuia să mă duc la o conferință cu două sesiuni. Am plecat din camera de hotel prăbușit și am zis, Doamne, știi ce te rog? Că nu mai cred, nu mai pot, nu mai simt nimic. Atâta spunem, că ești cu privirile spre mine. Cum vrei tu? Atâta spunem, că ești cu privirile spre mine. M-am dus, am ținut prima sesiune la conferință, în pauză a venit la mine un frate, o soră cu niște copilași și a zis, mă cunoști? Nu vă cunosc, eu sunt din satul cu tare, a murit tata nostru când noi eram mici, am rămas 7-8 copii, am rămas fără tată. În mintea mea s-a așezat momentul când eu am luat plasa dintr-o disciplină ascultării, nu că am simțit să fac asta, am luat plasa și am dus-o târâtă prin sat după mine și am pus-o în gardul acelor oameni. Mi-am adus aminte de asta, nu i-am spus nimic, zic, da, vă cunosc, era femeie în toată firea. Cu copii, femeie măritată cu copii, după ea soțul acolo lângă ea, copilașii e acolo. Am început să-i întreb, ce vrei să te faci când crești mare? Unul mi-a zis polițist, farmacist, judecător, excepțional. Dar mai era o fetiță acolo de vreo 5-6 anișori și o întreb, care e cea mai mare curiozitate a vieții tale? Și m-am gândit eu, bă, stai să vezi ce lecție îi dau eu la fetița asta, îi creionez cariera în viață. Și așteptam să-mi spună, cea mai mare curiozitate a vieții mele e să văd cum e cu racheta, să văd cum e cu submarinul, că ăștia căutau submarinul ăla scufundat pe lângă Titanic în vremea, să văd cum e pe lună. Dar fetița începe și plânge, strânge din ochii, curg lacrimile pe față, se uită în ochii mei, frate Alin, cea mai mare curiozitate a vieții mele e ca într-o zi să-i cunosc pe îngerii prin care Dumnezeu trimitea de mâncare la mami când ei erau mici. M-a prăbușit în interiorul meu. Era glasul lui Dumnezeu în care Dumnezeu îmi spunea, Alin, tu încă poți să mai crezi că sunt cu ochii pe tine. Era momentul acela special de care aveam nevoie, pe care Dumnezeu a venit să-l pună în inima mea datorită unei discipline a ascultării undeva în copilăria mea. Se așează nesiguranța aia în relația cu Dumnezeu în momentul în care omul nu mai are disciplină. Când ești nesigur de relația ta cu Dumnezeu, ține-te bine că în fața situațiilor complicate o să dârdâi. Complicat. Doi. Știți unde își mai are necredința rădăcina? În gândirea și raportarea față de Dumnezeu într-o manieră negativă.
Auziți, dar dacă poți face ceva, fie-ți milă și ajută-ne. Știți? Domnul, eu mă așteptam acum când vine ăsta și spune dacă poți, acel dacă l-a supărat pe Domnul. Dacă poți face ceva, mă așteptam ca Domnul nici să nu-l bage în seamă, să se apuce, să-i arate, bă, vine aici, adu copilul aici, adu pruncul aici, hai repede, mă, ieși afară din el că ăsta trebuie să rămână în istorie ca un om vindecat. Hai, repede. În schimb, Domnul nu trece așa ușor, se oprește. Bă, cum adică dacă poți? Bă, ce-i cu atitudinea asta? Una din problemele vremurilor noastre e pesimismul constant. Vorbim de un Dumnezeu mare și ne plângem toată ziua. Și se uită Dumnezeu și spune, bă, voi vorbiți serios? Acum, vă spuneam mai devreme că românii din neam de poet. Cum o zis marele poet Eminescu, din trecutul mare, mare-s viitor. Noi românii trăim când în trecut nostalgici, bă, ce fain a fost cândva, când cu speranța la un viitor mai bun. Niciodată nu valorificăm prezentul. Vorbim tot timpul la prezent de un Dumnezeu care va face cândva să ne fie și nouă bine. Dragii mei, atitudinea asta foarte negativă și pesimistă la adresa lui Dumnezeu, să țineți bine minte, îl supără pe cel atotputernic. Vorbim de un Dumnezeu mare. Cântăm înainte unui Dumnezeu mare. Și știți ce are Dumnezeu pretenția? Să ne raportăm așa la El. În fiecare zi. Când un om se raportează, prinde vesele. Știți ce a zis psalmistul? Cântarea mea de laudă. Lucrarea mea de laudă este pentru împăratul și ca pana unui scriitor iscusit să fie limba mea. Ca în fiecare zi să le spun oamenilor ce Dumnezeu mare am. Și când Dumnezeu vede un om care scoate măreția și gloria lui în evidență, un om care nu se raportează la Dumnezeu ceva de genul, a, păi eu știu, nici Dumnezeu nu cred că mai poate. Fals! Feriți-vă de expresiile astea. Dumnezeul nostru rămâne un Dumnezeu bun și glorios, care îl iubește pe om și vrea să rămână lângă om. Dar omul trebuie să aibă o relație stabilă cu Hristos, nu oscilantă, într-o disciplină sfântă, bazată pe principiile Bibliei. Și atunci omul rămâne în picioare și plin de bucurie în fața situațiilor grele, poate să spună, am un Dumnezeu care nu pierde niciodată. Și în închisoare, ca și Pavel și Sila, te poți pune pe cântat și începi să-i cânti gloriile lui Dumnezeu și în cântările tale de glorie să coboare suveranul și medicul să dea din numeri, dar tu să-l simți pe Dumnezeu în interiorul tău și medicul să spună, nu cred că mai există șansă, dar tu să-i spui, am un Dumnezeu care mai are cel puțin o șansă. E Dumnezeul mare, glorie lui. Înaintea unui astfel de Dumnezeu noi ne adunăm, lui îi cântăm, pe el îl credem. Cum să stau pus omorât, supărat? Mai vine câte un frate al meu, ce-o zis ăla de tine? Lasă-l, mă ducă să unde vrea. Păi eu-mi las inima stricată de nu știu cine. Să-l văd eu pe Dumnezeu într-o oarecare manieră, să nu mai pot să-mi trăiesc viața frumos și bucuros, că nu știu ce pesmetic s-o încumeta să arunce 3-4 vorbe aiurea, să pot să mă țin strâns de Dumnezeu în fiecare zi. E scopul vieții noastre. Să-L trăiesc pe Dumnezeul Bibliei în fiecare moment. Și bucuria mântuirii să se vadă în viața noastră. Știți ce mult apreciază Dumnezeu când vede bucuria mântuirii manifestată? Dacă v-aș întreba în seara asta, când ați manifestat ultima dată bucuria mântuirii? Văzută, dovedită. Avem o cafenea în Făget, rar prind să mă duc și eu la câte o cafea acolo, dar dacă intru la ora 8, deseori nu ies până la 12. Acolo îmi vin subiecte de predică, că discut cu oamenii și dintr-una în alta zic, bă, tașca asta e bună. Frate Alin, uite așa-i. Domnul pastor, uite așa-i. Să exprime acea bucurie a mântuirii în fiecare zi ca un izvor nesecat care iasă. Să le spui celor de lângă tine, eu sunt copilul lui Dumnezeu și în mine se va vedea în fiecare zi. Eu când m-am mutat la casă nouă,
La un moment dat l-am luat pe Mateu al meu și ne-am dus pe stradă și m-am întâlnit cu vecini, erau vecinii noi. Și am zis, eu sunt pastorul de la Pocăiță, ăsta e numărul meu, vă rog frumos, ori de câte ori aveți nevoie, să mă sunați, să mă contactați, ziua, noaptea, la 12, la 1, la 4 dimineața, nu-i nicio să mă contactați, că eu sunt dispus. Și când plecăm de acolo, zice Mateu al meu, tata, dacă te sună noaptea, dacă mă sună noaptea, mă duc. Și la un moment dat el cu tata, dacă te pune să car cu roaba. Știți că Dumnezeu ne pune în diferite contexte ca noi să lucrăm cu bucurie, fără cârtire, să se vadă că avem un Dumnezeu mare? Și acum eu vă întreb pe dumneavoastră, pe cineva care face așa, în momentele grele ale vieții, credeți că Dumnezeu îl lasă? Nu. A fost un moment în viața mea destul de greu când fetița mea la 7 ani îmi spune, tati, nu-l mai vreau pe Dumnezeul tău. Foarte greu. Când am vrut să-i spun, ia-ți maimuțoi și pleacă în cameră, păpușile tale, ca să anunți vorbe de copii, hai, pleacă. Te-am văzut în ochii ei durerea aia, că noi am venit de la 2 medici cu Darin și medicii spuneau că Darin nu va vedea cu un ochi niciodată. Și-o zis, tati, dar de ce Darin nu o să vadă cu un ochi niciodată? Unde-i Dumnezeul pe care tu îl spui? Unde-i? Prima mea reacție a fost să-i spun, Carina, uneori Dumnezeu ne trece și pe aici, trebuie să ne obișnuim cu ideea. Mergem înainte, las-o așa. În schimb, m-am resuscitat repede și am stat, mă, nu-i chiar așa. Am luat 2 scaune și le-am pus față în față și am spus, Carina, Dumnezeul pe care eu îl predic e un Dumnezeu mare și dacă va voi, îl va putea face pe Darin să vadă cu amândoi ochii. Și tu o să vezi asta. Și zice către mine, promiți? Eram deja la 2-a încurcătură. Dar parcă Dumnezeu băga vitamine și i-am zis așa dintr-o inerție, din aia așa venită de undeva din spate, promit că Dumnezeu va putea să facă asta. Astăzi, Darina nostru vede cu ambii ochi. Carina, noi toți ceilalți suntem martori la asta. Dar cum să nu-i cânt unui astfel de Dumnezeu? Dar cum să nu mă compor frumos cu cei de lângă mine? Dar cum să nu iau în brațe pe toți? Dar cum să mă compor ca un taliban în anumite contexte și să vorbesc de un Dumnezeu mare? Cum? N-am voie. Și dimpotrivă trebuie să arăt dragostea și gloria lui Dumnezeu printr-o trăire optimistă. Să se vadă și să se cunoască că avem un Dumnezeu mare. Știți pe mama lui Ben Carson? Sonia Carson, la un moment dat l-a crescut pe Ben Carson, unul dintre cei mai mari neurochirurgi, cei mai mari chirurgi din lume, într-un cartier rău famat din Detroit. Și la un moment dat ăsta stătea între jmecheri, între vagabonzi, între drogați. Îi spunea Ben Carson, când eram copil, am ieșit cu ciocanul pe stradă să-i dau un cap la unul. Am vrut să bag cuțitul într-un prieten de-a meu, dar s-a oprit în cureaua lui. Am fost un dezastru. Într-o zi, maică s-a dedicat și a zis, de astăzi le voi arăta copiilor mei ce Dumnezeu mare avem. Și cu zâmbetul pe buze le spunea așa, Dumnezeul pe care eu îl am va deveni și Dumnezeul vostru. Știți ce zice Ben Carson? Când îi vedeam zâmbetul mamei, cu toate că vinea de la muncile de jos, că se punea pe genunchi și cu lacrimi pe față îi spunea lui Dumnezeu, îți mulțumesc și pentru ziua de astăzi, îți mulțumesc și pentru mâncarea pe care tu mi-ai dat-o, îți mulțumesc că tu ne iubești și că nu ne lași, m-am îndrăgostit de Dumnezeul ăsta lui mama. În momentele grele ale vieții m-am prăbușit și am zis, Doamne, Dumnezeul lui mama, dar nu cred că Tu mă mai asculți, ce trebuie să fac? Și Ben Carson a zis, știi, am învățat că trebuie să iau modelul lui mama, să-L iubesc și să-L trăiesc pe Dumnezeu cu zâmbetul pe buze. Să vorbesc despre un Dumnezeu și despre măreția Lui așa cum e El? Oameni buni, avem un Dumnezeu care ne ține și ne ține. Va aprecia întotdeauna când vom arăta gloria Lui prin viețile noastre. Va pune credință în noi. Știți, e ceva de genul, așa vă vreau. Și în fața situațiilor complicate, Dumnezeul care pune zâmbet pe față și în inimă, vine și spune, auzi, ăsta-s eu. Dumnezeul ăla optimist, pe care tu l-arăși și altora. Când ești o mână întinsă, când ești o rază de speranță, când ești un zâmbet pentru alții. Și ascultați-mă în ultimul rând, știți unde își mai are rădăcina necredința? Pentru faptul că omul în viață amână lucrurile importante.
Ia auziți. Vine tatăl ăla disperat, bă, orice tată disperat, să ai un prunc din ăsta, o ieraznă. Care-i taică-s-o? Tu ești taică-s-o? Hai aici, vin aici. Ia, pune-te aici. Ăla a venit cu lacrimi, plângând, bă, era jale. Mai că îi spuneai, bă, nu mai plânge, ce rog eu, că o rezolvăm repede. Dar Domnul în înțelepciunea lui a lăsat o lecție peste viacuri. Vin aici, tu ești taică-s-o? Da, vin aici. Ia spune tu să te audă toți, de cât timp îi vine la copilul ăsta așa? Păi dar Domnul nu avea nevoie de informații, că le cunoștea gândurile, le cunoștea viața, le cunoștea trăirea. Așa. Domnul nu a zis, bă, eu sunt de la Gazeta de Bihor, ia zi tu să scriem în gazetă. Nu! Domnul a vrut să-i dea o lecție, că ăsta când a zis ajută necredințe mele, era o rădăcină de necredință și datorită faptului că în viața amâna lucrurile importante. Ia zi tu să audă toți, de cât timp îi vine la copilul ăsta așa? Mi-am imaginat pe om că o băga capul în pământ din copilăria lui. Serios? Tu din copilărie lași așa? Bă, tu din copilărie nu ți-ai cerut iertare. Tu din copilărie porți dușmănie. Bă, tu din copilărie minți. Serios? Și n-ai rezolvat lucrurile astea care sunt atât de importante? Le-ai lăsat să se acutizeze? Serios? Și când omul nu rezolvă la timp lucrurile importante, rădăcina se pune strat cu strat, necredința se pune strat cu strat. Și în fața situațiilor spui, bă, nu mai pot să mai cred, nu mai pot să mai cred, nu cred că se mai poate. Nu, ascultați-mă bine. Când începi să-ți faci la timp tot ceea ce trebuie înaintea lui Dumnezeu și nu lași nimic nefăcut, Dumnezeu mai pune câte o bifă. Doamne, după neprihănirea mea, mai ai milă și de mine, o zi psalmistul. Ce neprihănire, că n-avea neprihănire. După lupta și strădania mea, ca tu să te vezi în viața mea în fiecare zi. Lupt să nu las nimic important nefăcut. Dragii mei, ascultați-mă bine. Viața trece pe lângă noi. Anii trec. Zilele se duc. Dumnezeu pune înaintea noastră lucruri extrem de importante. De făcut. Să le faci. Și trecem pe lângă lucrurile importante, dar alea sunt mâna de salvare a lui Dumnezeu mai târziu. Dumnezeu vine și spune, aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Fă lucrurile importante, nu le lăsa nefăcute înaintea lui Dumnezeu. Pentru că alea făcute pun credință în tine și dacă nu le faci, pun necredință în tine. Știți de câte ori o trebuie să mă prăbușesc pe genunchi și să-i spun, Doamne, mi-am pierdut prieteni, am pierdut ocazii, dar toate astea ca Tu să rămâi Domn și Stăpân în viața mea. Acum poți să mai spui un cuvânt? Și l-am simțit pe Dumnezeu acolo, momentul ăla, vorba lui Laura Dinu, când nu mai vine nimeni, vine Dumnezeu. Când am mers la spital cu Carina noastră, și medicii au transferat-o dintr-un spital în altul, împingeau targa ca disperații. Să o bage în ambulanță, să o ducă în celălalt spital. În disperarea mea de tată, în care parcă nu mai vedeam nicio ieșire, m-am pus pe genunchi lângă ghereta paznicului două noaptea. M-am prăbușit acolo și am zis, Doamne, Tu ești singurul care mă vezi. M-am uitat, era liniște în curtea spitalului. După ce a plecat ambulanța, era liniște. Auzeam de departe sirenele ambulanței. Lumina albastră n-a fost mai sinistră pentru mine ca atunci niciodată. M-am pus pe genunchi ghereta paznicului și am zis, Doamne, știi de câte ori a trebuit să pierd în viață de dragul Tău? Pentru că îmi zicea tata că cel mai important e să mă țin de Tine. Că cel mai important e să te arăt pe Tine, că cel mai important în viață e să fii Tu suveran în inima mea. Știi de câte ori am pierdut, omenește vorbind? Acum poți să-mi arăți că mai pot fi plin de credință că Tu nu ne lași? Dă-mi un semn, fă ceva, ce vrei Tu? La câteva momente simt o mână caldă pe spate. Făcea așa pe spate. Am înlemnit.
Și după câteva clipe de tăcere, un glas se aude: Domnule, vă simțiți bine? Când deschid ochii și mă uit, era paznicul de la spital, a ieșit din ghereta lui. M-am uitat la el, el la mine. Zic, da, mă simt foarte bine. M-am urcat în mașină, am plecat după ambulanță, dar în inima mea s-a așezat o liniște. Alin, o mână omenească ți-o dat, liniște. Dar nu uita, fii plin de credință că ești în brațul celui atotputernic. I-am spus soției mele, Andreea, va fi bine. Miercuri Carina va veni acasă. Era duminică noaptea, ce vă spun acum. Luni analizele rele, marți analizele rele, miercuri dimineața analizele rele. Îmi dă Andreea mesaj. O zis doamna doctor că nu ne lasă astăzi. Eu mă duc repede la doamna. Doamna doctor, vă rog, mai repetați încă o dată analizele. Vă rog, vă rog. Într-un final, că așa era pe nemâncate, o cedat și o zis că ele mai repet o dată. La ora 12, Andreea îmi dă mesaj, Alin. O zis doamna doctor că ea nu mai înțelege nimic, dar după al doilea rând de analize, la ora 4, avem biletul de ieșire. Carina avea vreo 8 anișori pe atunci. Are 12. O zis să veniți la o lună la control. Nu ne-am dus până în zi de azi. Are 12. E mare, fioaie, tare. Și le spune altora că există un Dumnezeu care nu pierde. Eu vă întreb în seara asta și cu asta închei. Spuneți-mi dumneavoastră, nu e așa de important să păstrăm credința în inimă? Nu e atât de șiret diavolul că se luptă să o fure? Și prin relația șubredă și oscilantă azi cu Dumnezeu, mâine cu lumea, necredința se pune acolo. Și prin faptul că te iei după Dumnezeul generației ăstea și nu te iei după Dumnezeul Bibliei, necredința se pune acolo. Și pentru faptul că la un moment dat o iei pe drumul tău și uiți că Dumnezeu are pe-a Lui, necredința se pune acolo. Dar pentru cei care știu să-și facă partea în momentele vieții, credința e din ce în ce în tot mai tare. Veți avea nevoie de ea. Tare, puternic. Și în seara asta, Dumnezeu ne mai poate umple de credință. V-aș invita să ne ridicăm în picioare. Și, dragii mei, înainte să ne rugăm, i-aș ruga pe frații Strugariu să mai cântăm împreună o cântare. Eu nu știu cum te-ai raportat la credință și la necredință până în seara asta. Dar în seara asta poți să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, pentru că te-am văzut într-un mod pesimist, tot timpul așteptam de la Tine mai întâi să te văd că poți și apoi să te cred, iartă-mă în seara asta. Și pune în inima mea acel optimism extraordinar că eu stau înainte unui Dumnezeu care cheamă lucrurile care nu sunt și ele vin. Înaintea unui Dumnezeu care îl iubește pe om într-un mod extraordinar, și acest Dumnezeu e prezent la Betel în seara asta. E Dumnezeul care vrea să meargă cu dumneavoastră acasă și vrea să vă umple inima, casa, viața, familia de acea credință pe care diavolul nu mai poate spulbera, de acea credință a Bibliei. Să te ajute Dumnezeu să faci toate lucrurile importante la timp și să rămâi încredințat că Dumnezeu știe să răsplătească. Ascultați-mă bine, acest Dumnezeu în seara asta e prezent la Betel. Se uită la noi, la dumneavoastră, la mine și în bunătatea Lui ne spune așa: mai vreau să te mai îmbrac cu credință. Dar mai îmbrățișează-L pe Dumnezeul Bibliei și mai crede-L pe Dumnezeul suveran. Haideți să cântăm din toată inima în seara asta, stând în duc de cântare, dar și de rugăciune, spunându-i lui Dumnezeu: Doamne, în seara asta, elimină orice aspect care produce necredință în mine și ajută-mă să plec plin de credință acasă și Tu să rămâi Dumnezeul meu și Dumnezeu să ne asculte. Haideți să cântăm din toată inima înaintea Domnului.